Așadar, premierul a cerut mai multe paturi la ATI, printre alte măsuri pe care le consideră necesare. În direct acum este cu mine Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența la LEV News. Bună dimineața! Domnule Arafat, concret, cum facem rost de paturi și cât de timp și în cât timp le putem folosi? Deci există soluții care se discută și la nivelul Ministerului Sănătății cu spitalele de a aloca un număr de paturi, inclusiv din spitalele de urgență, pentru pacienții COVID, lucru care deja se face în unele spitale. Noi la București, de exemplu, unde este o presiune mai mare, deja am adus un al doilea tir de terapie intensivă mobilă și e posibil să aducem al treilea pentru suplimentarea paturilor aici. Există zone în care s-au închis unele paturi externe care acum se vor redeschide, de exemplu, Spitalul Lescan din Iași, care a trebuit să oprească pe timpul iernii, fiind spital extern ce au făcut ei și care nu au putut să mențină căldura. Acum se va întoarce și se fac demersurile pentru redeschiderea acestuia. Deci există mai multe modalități. Bineînțeles, rămâne problema resursei umane, care prin detașare încercăm să suplinim lipsurile din unele spitale care au capabilități, dar nu au destul personal. Deci se lucrează în acest sens. De altfel, ieri a fost videoconferință, briefingul nostru de fiecare zi de la ora 15 a fost cu participarea premierului ieri și a fost o discuție cu mai mult reprezentanți de la DSP-uri, au fost prezenți coordonatorii zonali de la ATI, reprezentanții Ministerului Sănătății, bineînțeles, și cu care s-a discutat pentru întărirea măsurilor care se iau pentru a face față la valul 3. Bineînțeles, ați întrebat mai devreme de vaccinare. Vaccinarea are un rol major, dar impactul ei nu poate să fie într-o durată atât de scurtă. Adică chiar ce vaccinăm acum, efectul vaccinului va fi peste cel puțin 3-4 săptămâni, adică a două doze, după care încă măcar 7-10 zile. Așa că totul depinde de noi și de respectarea măsurilor și respectarea măsurilor de bază. Mască, distanțare, dezinfecție și ce ne-am obișnuit cu el în ultima perioadă, până va fi impactul vaccinului vizibil, după ce vaccinăm un număr semnificativ din rândul populației. Vorbeați mai devreme despre situația tirurilor ATI, că vor fi aduse. Spuneți-mi în acest moment câte există la nivel național și câte ar putea fi folosite. Deci ele au fost cumpărate 5. Din 5, unul singur acum este sub revizie pentru partea de climatizare și nu este din București, este cel din Timișoara care este supus unei revizii și cred că se rezolvă în foarte scurt timp, dacă nu s-a rezolvat deja. Restul sunt toate funcționale, deci, cum am zis, sunt 5, toate cumpărate din fonduri extrabugetare, din donații și în următoarea perioadă 3 din cele 5 vor fi la București. Mai avem unul la Botoșan, care și asta a fost oprit pentru că nu mai era nevoie de el, dar urmează să fie redeschis în cel mai scurt timp. Spuneți-mi dacă au fost cazuri de pacienți care au avut nevoie de transfer, de exemplu, din capitală către alte orașe, ținând cont că numărul paturilor la ATI, numărul liber de paturi, este tot mai mic. Suntem pregătiți pentru a face aceste transferuri? Da, au avut loc astfel de transferuri în ultimele zile, nu numai din București, dar și din alte localități, de exemplu Târgu Jiu către Sibiu, localități din zona Moldova către Iași sau către alte părți, adică aceste activități se desfășoară și există capabilități pentru a le realiza, fie cu elicopterele Ministerului Afacerilor Interne, cu echipele SMURT, fie cu avionul SMURT-ului, fie cu avion militar, dacă sunt mai multe persoane. Dacă situația impune, dacă situația locurilor la ATI devine tot mai apăsătoare, se ia în calcul transferul în străinătate, nu știu, pe modelul Cehiei? La acest moment nu s-a pus în discuție acest lucru, pentru că situația este și în alte zone similară cu România.
iar transferul impune foarte multe aspecte, mai ales depinde de distanța, de durata de transfer, că să transfer un număr semnificativ de pacienți e o organizare extrem de dificilă și, bineînțeles, trebuie să fie o țară care acceptă și țara respectivă să fie în afara valului, pentru că dacă și țara respectivă are impact al valului 3, atunci clar că nu va accepta, pentru că va avea nevoie în interiorul țării. Premierul Câțu spunea că vrea controle zilnice în spitale. Este o măsură necesară? Ajută? Da, ne-a ajutat anul trecut această măsură cu Inspecția Sanitară de Stat și sunt convins că ne ajută și acum dacă se fac aceste evaluări zilnice și ni se comunică situația paturilor și tot. Adică e o măsură care poate să fie în sprijinul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. Valul 3 ne bate la ușă. A și început de altfel ușor-ușor în România. Spuneți-mi ce ar trebui să știm de acum încolo. Avem și persoane care s-au vaccinat. Ce ar trebui să știe și acestea? La acest moment, măsurile de protecție trebuie să rămână aceeași, adică măsuri de purtare a măștii, distanțarea, evitarea zonelor aglomerate și dezinfecția. Astea sunt măsurile de bază. Respectarea lor ne va ajuta să trecem și prin acest val și, bineînțeles, sperăm să fie ultimul dacă reușim să ducem campania de vaccinare în stilul în care o ducem și România stă bine pe partea de vaccinare, dar încă n-am ajuns la numărul necesar ca să aibă impactul scontat, așa că rămânem pe măsurile de protecție, rămânem pe măsurile de prevenție, care trebuie să meargă mai departe în paralel cu partea de vaccinare.